Încă de la apariția științei spațiale, rasa umană s-a întrebat: suntem singuri? În trecut, răspunsul la această întrebare părea mult mai simplu decât în prezent, cu canalele lui Percival Lowell de pe Marte și pulsarii fiind semnalele de la oamenii verzi. Însă nimic din asta nu a reușit, iar adevărul este că încă nu știm răspunsul la cea mai mare întrebare din univers. Știm însă că viața însăși, cel puțin microbiană, pare destul de simplă, rezistentă și a apărut cu ușurință. Și s-ar putea să fi făcut acest lucru pe mai multe corpuri din sistemul nostru solar. Pare că suntem pe punctul de a răspunde la întrebare, dar cum rămâne cu celelalte civilizații? Dacă avem încredere în cercetătorii de la NASA, s-ar putea întâmpla în orice moment și probabil o să se întâmple în următorii 20 de ani. Dar în această căutare trebuie să fim atenți și precauți pentru a demonstra că orice am găsi indică într-adevăr existența vieții extraterestre. Nu a fost ușor până acum. Merită menționat că în căutarea vieții extraterestre au existat multe începuturi false. Hai să vedem două exemple. HD 164-595, o stea asemănătoare cu Soarele, cu o planetă cunoscută care părea să fie originea unui semnal radio și a devenit o țintă majoră a Institutului de Căutare a Vieții Extraterestre Inteligente la acea vreme. Dar semnalul nu s-a repetat și se pare că se afla în cadrul unei trupe de comunicații militare. Cu alte cuvinte, originea este foarte probabil o lansare a unui satelit spion creat de oameni care aduce secrete din orbită. Un alt exemplu ar fi asteroidul VG, care s-a apropiat de Pământ în anul 1991. Este un asteroid extrem de neobișnuit care are o orbită foarte ciudată și este greu de explicat. Este foarte asemănătoare cu orbita Pământului și asta înseamnă că Pământul ar trebui să-l arunce afară în spațiu sau să fie lovit de el. De asemenea, are o reflectivitate cu adevărat ciudată, aproape artificială, care îl face să schimbe luminozitatea, deoarece se rotește până la punctul în care o teorie pentru originea sa era că a fost o rachetă de care cineva uitase. Dar o altă posibilitate la acea vreme era că a fost un obiect cu origine extraterestră cunoscut sub numele de sonda Bracewell sau Von Neumann. Însă, de-a lungul anilor, cercetările ulterioare au dezvăluit că este doar o stâncă ciudată și posibilitatea originii extraterestre pentru acesta este acum inexistentă. Lista pe care o vom discuta astăzi începe cu cei mai puțin probabili candidați și se încheie cu cei mai probabili de origine extraterestră. Am inclus orice formă de viață în criterii, deoarece chiar și un singur microb ne răspunde la întrebare. Asta nu înseamnă că vreunul dintre cazurile discutate va da răspunsul la întrebarea suntem singuri, deoarece unele opțiuni sunt puțin probabili să se repete, prin urmare probabil nu vor fi disponibile pentru studii suplimentare și vor rămâne mistere pentru totdeauna. Există de asemenea unele omiteri notabile pentru posibila viață, de exemplu Europa, unde noi în prezent nu avem niciun indiciu că acolo ar putea exista viață, dar nu ar fi surprinzător dacă asemenea dovezi ar fi găsite în viitorul apropiat. Aceste omiteri le vom discuta într-o listă viitoare. 5. Semnalele Tesla. Acest caz este probabil ascuns de ceața timpului și de asemenea de un punct de vedere greșit din perioada în care Marte a fost locuit aproape sigur de o civilizație extraterestră. Nu este clar dacă singura civilizație extraterestră suntem noi. Există de asemenea o mulțime de dezinformări pe internet cu privire la inițiatorul acestei probabilități, iar multe legende urbane au luat naștere din materialele din jurul lui Nikola Tesla. Însă, cererea de bază rămâne inexplicabilă, deși, după cum am înțeles, și asta vine din informații foarte vechi pe care le-am auzit cu mult timp în urmă. Ar fi extrem de dificil de verificat în ziua de astăzi, deoarece frecvențele la care se presupunea că sunt vizibile sunt atât de saturate de interferența Pământului, încât ar trebui să pui un receptor pe partea întunecată a Lunii pentru a bloca totul și să le verifici. Nikola Tesla a susținut în multe cazuri că a primit un semnal radio extraterestru din spațiu, dar nu a dat niciodată prea multe detalii despre semnalele pe care le-am putea investiga noi astăzi. El le-a asociat cu Marte, care la acea vreme era supus unor cereri de la mai mulți observatori care au greșit, spunând că are canale radio. Nu are, iar Marte este un obiect neinteresant. Nu ne îndoim că Tesla a primit de fapt semnale radio ciudate în timpul experimentelor sale, dar acestea au fost primele zile de radioastronomie realizate într-o perioadă în care nu aveam nicio idee ce ar putea emite unde radio. S-a dovedit că multe lucruri o fac, inclusiv obiectele din propriul nostru sistem solar.
poți practic să iei un radio cu unde scurte, să-i faci o antenă cu buclă și să poți asculta planeta Jupiter făcând sunete de tip ocean repetitive, care, dacă nu ai ști că sunt naturale, ar putea fi ușor confundate cu altceva. Drept urmare, credem că acesta este un caz de fum fără foc, dar din moment ce tehnic rămâne neexplicat, l-am trecut pe listă. Probabil nu vom ști niciodată cu adevărat ce a auzit domnul Nikola Tesla. 4. Ecouri îndelungate și probe Van Neumann. Acestea intră în categoria de fenomene radio inexplicabile care au cu siguranță o origine naturală, dar din moment ce nu știm ce le provoacă, rămâne unul destul de înfricoșător cu o posibilă origine extraterestră, deși este cu mult mai puțin probabilă și atât de speculativă încât cu greu ne-am hotărât să o includem. Dar din moment ce este posibil din punct de vedere tehnic, merită un loc pe listă. La radio există ceva numit ecou lung întârziat. Acestea apar atunci când un emițător trimite un semnal și apoi îl primește înapoi după o lungă perioadă. Acum există o mulțime de explicații științifice posibile pentru acestea, care includeau semnale radio prinse într-o buclă care se învârte în jurul Pământului, atunci când condițiile sunt exact corecte în atmosfera superioară și semnalele pot sări din obiecte în spațiu și să se întoarcă. Deși nu știm cu siguranță, explicația este cel mai probabil naturală, dar universul nostru este extrem de vechi, destul de vechi pentru ca o specie avansată din galaxie să se fi dezvoltat. Un mod posibil pentru ca o astfel de specie să exploreze galaxia este să folosească replici ale sondelor Von Neumann. Acestea sunt sonde care pot face copii ale lor ca virusii și se răspândesc în galaxie pentru a o explora. Cel mai cunoscut exemplu din ficțiunea științifică ar fi monolitele lui Arthur C. Clarke din 2001, o odisee spațială. Cu sonde de acest tip, teoretic ai putea pune o sondă în jurul fiecarei stele din galaxie. Asta nu ar dura foarte mult, ar putea fi realizat în cel puțin jumătate de milion de ani. Dar dacă civilizația ta are milioane de ani, atunci nu este o problemă mare, iar cheltuielile de resurse pentru a face acest lucru ar fi foarte mici. Nu trebuie decât să se construiască câteva sonde inițiale și trimise la autoreplicare. Este de fapt un mod înfricoșător de a explora o galaxie pentru o specie suficient de avansată, atât de mult încât nu suntem chiar așa departe de a fi capabili să începem acest proces chiar noi înșine. De fapt, această metodă este aparent atât de ușoară încât unul dintre argumentele majore împotriva acesteia este că dacă sondele Von Neumann există, ar trebui practic să existe peste tot și ar trebui să fi consumat cea mai mare parte a galaxiei până acum. Atât de mult încât orice civilizație care se confruntă cu una ar putea să o vadă ca fiind o amenințare și ar distruge-o. Există argumente contra, pentru și neutre cu privire la existența sondelor Von Neumann și implicațiile lor asupra paradoxului Fermi, dar deschide posibilitatea ca o astfel de sondă să fie staționată în sistemul nostru solar, așteptând momentul potrivit pentru a iniția contactul și schimbul cultural cu noi. Un mod prin care o astfel de sondă își poate anunța existența este să repete semnale radio înapoi la civilizație, asemănătoare cu extraterestrii din contactul lui Carl Sagan, trimițând înapoi imagini cu Hitler la deschiderea Jocurilor Olimpice din 1936 ca un mod de a saluta. 3. Semnele Bora-Trottier. În 2012, Ermanno Bora a scris o lucrare care sugera că poți detecta, în cadrul de spectru de stele, prezența emisiilor pulsate cu laser, în concordanță cu activitatea de rase extraterestre. Alături de Trottier, Bora a căutat prezența acestor semnături. La sfârșitul anului trecut, Bora și Trottier au lansat altă lucrare care a raportat că, într-adevăr, au identificat aceste tipuri de semnale în cer, dar nu au fost doar de la o stea sau două, ci de la 234 de stele diferite în Calea Lactee, iar stelele care le emiteau erau copleșite de soare, ceea ce înseamnă că aveau vârsta și stabilitatea suficientă pentru a dezvolta civilizații extraterestre avansate. Stelele sunt lucruri ciudate și emit tot felul de semnale, deci explicațiile naturale sunt întotdeauna favorizate. Însă, până în prezent, nu au fost publicate lucrări cu privire la această poveste. Dar, la acea vreme, oamenii de știință au fost atenți să avertizeze faptul că pe o scară de la 1 la 10, cu 10 fiind cel mai puțin probabil, aceste semnale erau un 10. Doar timpul și mai mult studiu vor dezvălui acest mister. 2. Viața în norii lui Venus. Dacă cineva ar fi spus că Venus ar putea găzdui viață microbiană în urmă cu doar un deceniu, ar fi fost numiți nebuni.
La prima vedere, Venus pare a fi un loc incapabil să găzduiască viață de orice fel, datorită mediului ostil pe care îl are, dar în ultimii ani acest lucru s-a schimbat și, într-adevăr, se pare că există o modalitate teoretică pentru ca viața să existe în atmosfera lui Venus. Se pare că există o modalitate teoretică pentru ca viața să poată exista în atmosfera planetei. Primul indicator este istoria lui Venus. Chiar după bombardamentul de acum 4 miliarde de ani, Venus nu a fost așa cum este în ziua de astăzi. Presupunând că ar fi fost supusă aceleași cantități de bombardament de comete la care au fost supuse Pământul și Marte, acestea i-au livrat destul de multă apă. Venus ar fi fost suficient de cald pentru ca acea apă să existe în formă lichidă. Și deși nu suntem siguri cât timp ar fi putut avea oceane, estimările sunt foarte mari, unii ajungând să spună chiar 2 miliarde de ani. Da, cel mai probabil Venus a avut oceane pentru 2 miliarde de ani. Ideea este că s-ar putea să fie existat suficient timp pentru ca viața microbiană să apară acolo. De fapt, în acea perioadă din istoria Pământului, organismele unicelulare erau peste tot și oxigenau atmosfera, stabilind scena pentru ceva mai mult decât o viață simplă. Dar dacă microbii au apărut pe Venus și apa a persistat pentru o perioadă lungă de timp, asta s-ar putea să fi fost suficient pentru ca ei să se adapteze în timp ce Venus se transforma în planeta iadului și să se mute în atmosferă, într-o zonă în care temperaturile sunt asemănătoare Pământului. Întâmplător, în aceeași zonă confortabilă există un fel de material care absoarbe radiațiile ultraviolete. Deși există câteva posibilități chimice pentru a explica acest lucru, o altă posibilitate ar fi ca vietățile microbiene să fie în viață folosind radiațiile ultraviolete ca sursă de energie. Cercetătorii au remarcat că prezența acidului sulfuric în atmosfera lui Venus nu este un semn de negare a vieții. Există o modalitate prin care viața se acoperă cu polimeri cunoscuți ca și molecule S8 pentru a rezista efectelor corozive ale acidului. După cum se dovedește, moleculele S8 au fost detectate și în atmosfera lui Venus. Așadar, s-ar părea că Venus poate avea o șansă la fel de bună să aibă microbi precum Marte. 1. Semnalul WOW. În fruntea listei se află infamul WOW. Este probabil cel mai nefericit caz. În condițiile în care nu s-a repetat niciodată, nu suntem capabili să studiem natura acestui semnal și să confirmăm dacă era cu adevărat de origine extraterestră. Dar, deși a fost detectat în 1977, până în ziua de astăzi nu există niciun aspect natural sau tehnic care ar putea explica acest lucru. O parte din motivul pentru care acest semnal radio este atât de celebru este pentru că a purtat toate caracteristicile preconizate ale unui semnal trimis de o civilizație extraterestră și, contrar multor afirmații, semnalul nu conținea niciun mesaj. A fost doar o explozie continuă de energie radio la linia de hidrogen, care este considerată cel mai probabil frecvența extraterestrilor pe care ar folosi-o să ne salute. Telescopul care a detectat semnalul era staționar și se baza pe rotația Pământului pentru a scana cerul. Din această cauză, era de așteptat ca orice semnal provenit din spațiul adânc să fie vizibil la telescop doar pentru 72 de secunde, iar intensitatea unui astfel de semnal ar crește pentru primele 36 de secunde și apoi ulterior va scădea. Interfața de pe Pământ nu ar face acest lucru și ambele caracteristici erau prezente la semnalul WOW. Lățimea semnalului a fost foarte restrânsă, ceea ce poate susține în continuare ideea că este artificial. Din păcate, asta este tot ce știm despre acesta. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!